Bună dimineața și bine ați venit la cea de-a 15-a ediție a concursului de matematică Teodor Topan. În calitate de gazdă, director al acestei școli, îmi exprim bucuria, nespusă bucurie, că după 2 ani de pauză reușim să ne reîntâlnim aici, la școala Silvania, în Șimleu Silvaniei, pentru a ne confrunta într-un domeniu atât de elevat, la un nivel înalt, în lumea matematicii. Am deosebită plăcere ca și în acest an să vorbesc de o constantă, și anume aceea că dragii noștri colaboratori au rămas pe baricade și concursul la același nivel, categoric. Inima acestui concurs este Cătălin, încep cu el pentru că este în fața mea, George Cătălin Țurcaș, lector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, fost elev al acestei școli. El duce mai departe, merită într-adevăr toate aplauzele, fiind discipolul domnului profesor Teodor Topan, duce mai departe spiritul acesta al confruntării în domeniul matematicii. În stânga mea este domnul Septimiu Cătălin Țurcaș, inițiatorul acestui concurs. În urmă cu 15 ani, concursul a luat naștere aici, la Școala Silvania, colaborare cu Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, prin dorința, s-au născut din pasiunea pentru matematică și respectul pentru dascăli. Alături de domnul Septimiu Țurcaș este domnul general, domnul Vasile Bulgărean, inspector general al județului Sălaș, școlar general, doctor în matematică, de asemenea. Un fost concurent la concursul Teodor Topan, fost elev al școlii noastre, domnul primar Mihai Cristian Lazăr. Puteți deduce că între voi există viitor primar. Domnul conferențiar doctor Dorel Miheț de la Universitatea de Vest din Timișoara este cel care catalizează în jurul dumnealui alți profesori sau profesorii, membrii comisiei de elaborare a subiectului și a răspuns și în acest an invitației noastre domnul lector doctor Andrei Eckstein de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Vlad Mihali, doctorand, lector, asistent doctorat la UTCN Cluj, fost concurent la concursul Teodor Topan și, nu de puține ori, participant la etapa națională Olimpiade de Matematică. Premiască. Și premian, bineînțeles. Insist cu prezentările mele, pentru că în fața voastră sunt adevărate modele care în societatea contemporană lipsesc și voi trebuie să aveți astfel de repere. Robert Top este între cărți, ca așa îi place lui. Robert este de origine din Șimleu Silvaniei și el olimpic național de toate. Robert, vă copiți de bani, te rog, în pas în față. Acolo e Robert. Actualmente este student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Eu voi interveni sau voi încheia festivitatea de azi cu câteva detalii legate de desfășurarea concursului. Dintr-un început, vă spun doar atât. Sunt înscriși în concurs 250 de elevi, azi vor participa și a confirmat participarea 238 din mai multe județe ale țării și din Republica Moldova. Așadar, astăzi vă veți confrunta cu elevi din Cluj,
Bistrița, Năsăud, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Timiș, Mureș și avem participanți din Alba, de la Colegiul Militar, sper că au ajuns, și din București. Dau cuvântul inițiatorului acestui concurs. Bună ziua, onorată asistență, dragi elevi, în anul 2006, cred, am inițiat acest concurs din cel puțin două considerente. Primul a fost dragostea pe care am avut-o pentru matematică din totdeauna și al doilea a fost respectul pe care l-am purtat fostului profesor Teodor Topan. Vreau astăzi să mulțumesc în nume personal echipei care a fost de fiecare an la toate aceste ediții, 15 ediții, alături de noi, de Șimleon și de acest concurs, în special domnilor profesori, sigur studenții ei s-au mai rotit în timp, a domnii profesori au fost an de an alături de noi și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru aceasta. Și așa cum știu foarte bine că matematicienii iubesc pe cei care vorbesc puțin, o să vă spun mult succes tuturor în competiția de astăzi. Mulțumesc! În încercarea de a mă iubi și pe mine, voi vorbi mai puțin. Eu sunt profesoară de citire și de vorbire. Dau cuvântul domnului inspector școlar general Vasile Borcărean, repet, profesor de matematică. Mulțumesc, doamna directoare, onorată comisie, dragi elevi. Vă zic și eu, în calitate de inspector general astăzi, bine ați venit în județul Sălaj, bine ați venit la Șimleu Silvanie. Aș spune o vatră încărcată de istorie și în timpul celor, sau de-a lungul celor 15 ediții, am îmbogățit istoria cu matematica. Dacă a plecat de la această origine domnul primar care iubește matematica, Septimiu Țurcaș, continuă istoria și nu putea să ajungă primar dacă nu trecea și prin această sală în calitate de concurent la concursul Teodor Topan. Mulțumim, domnule primar, pentru că în continuare duceți mai departe acest concurs care, într-un fel, este unic pentru județul Sălaj, nemaivând alte concursuri de această anvergură. Și dacă ar fi să mulțumesc, sigur, și întregii comisii, pentru că își fac timp astăzi când pe mergură se aud colindătorii, ei sunt prezenți aici și lucrează pentru a compune aceste subiecte care, dacă suntem în această parte a baricadei, spune că sunt frumoase, dacă am fi în partea cealaltă, am spune cu totul și cu totul altceva. Teodor Topan merită această și felicit pe Septimul pentru că s-a gândit, a fost un om deosebit să numească un concurs Teodor Topan, pentru că a fost un om deosebit, un om al matematicii pentru zona în care suntem, în țara Silvaniei. Sigur, nu am amintit, dar de fiecare dată în spate, undeva acolo, vechează la subiecte, dânsul nu prea participă așa la deschidere, domnul profesor Andrica, care de fiecare an sau de fiecare ediție este alături de comisie și îi mulțumim că își face timp și acum să fie prezent astăzi aici. Eu vă doresc, dragile, vă declar că sunteți câștigători pentru că în această dată, cum spuneam înainte, aproape de sărbătorile de an, sunteți aici și vă luptați pentru a rezolva probleme de matematică și nu altceva, alte rezolvări. Vă doresc succes și pentru comisie sunteți cu toți învingători. Succes! Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, dragi elevi. Cum cred că pe buzele tuturor sunt întrebări de genul ce o să ne dea la combinatorică, ce o să fie la trigonometrie, deci o să fiu foarte scurt. E și firesc să aveți astfel de întrebări. În primul rând vreau să vă urez bun venit la Șimleul Silvaniei și să vă mulțumesc pentru că aveți deschiderea aceasta și ați făcut acest pas spre noi.
Vreau să vă felicit și încep cu felicitările, chiar dacă concursul urmează să înceapă. Vă felicit pentru că ați făcut această alegere. Așa cum amintea domnul inspector general, aveați toate opțiunile din lume. Astăzi mai este săptămână până la Crăciun și voi ați ales să fiți aici, să vă concentrați, să vă pregătiți și să veniți cu soluții la probleme. Principala lecție pe care matematica mi-a predat-o este o lecție de viață pe care mi-o amintea doamna dirigintă care e în fața mea aici, doamna Haiduc, doamna profesor de matematică de la liceu și fiind și dirigintă ne mai spunea la dirigenție, bun, uitați, m-am certat la oră, dar să știți că matematica vă arată următorul lucru, că nu este problemă fără rezolvare, țineți minte în viața asta. În urmare, cu siguranță, în viața care vă așteaptă, o să aveți cele mai bune rezolvări, pentru că vă pregătiți la cel mai înalt nivel. Și, în egală măsură, cu această ocazie, vreau să-i mulțumesc, să ne mulțumesc domnilor profesori și studenților și întregii comisii, și în special lui Cătălin, pentru ceea ce face. Și, ca să rezum în câteva cuvinte, din cauza lor și datorită lor, concursul ăsta are un prestigiu atât de ridicat și a ajuns la ediția 15-a și va continua să crească în continuare pentru că îi cunosc. Vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Vă urez mult succes și cu siguranță ne vom vedea și la edițiile care vor veni. Mult succes și vă țin pumnii tuturor și vă felicit de pe acum. Rog pe George Cătălin Țurcaș să vă adreseze câteva cuvinte în calitate de promotor, suplet și organizator principal al acestui concurs. Te rog, Cătălin, nu vin acolo, vii pe aici, să te vadă copiii. Ești un model pentru mulți dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, bine ați venit la Șineu. O să încep și eu cu mulțumirile. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizare, de la primărie, la școala gimnazială Silvania, domnilor profesori, dragi prieteni. Și o să mulțumesc în mod deosebit oamenilor care nu se văd, cadre didactice auxiliare de la școala Silvania, care se implică trup și suflet aici. O să le mulțumesc profesorilor voștri că își dedică atâta timp să vă aducă la concurs. Dragi elevi, nu știu voi, dar mie mi-a fost arătător de concursul ăsta. Am avut o pauză de 2 ani, o pauză în care mulți profesori, chiar din alte județe, ne-au întrebat ce se întâmplă. Nu mai facem concursul, nu-l facem online. Iată că după 2 ani am reluat organizarea concursului. Sper că nu aveți emoții. Concursul ăsta își propune să ne introducă în febra olimpiadelor. Este înainte de Olimpiada Județeană, priviți-l ca o etapă de pregătire. Sigur că dacă problemele vă ies astăzi și toate lucrurile decurg așa cum doriți voi, foarte bine. Dar și dacă nu vă ies, concursul ar trebui să vă arate ariile în care poate trebuie să munciți un pic mai mult până vin olimpiade. Vă doresc mult succes. Vreau să vă spun câteva lucruri organizatorice. La clasa a 5-a și a 6-a subiectul necesită 2 ore, deci veți avea timp 2 ore, iar de la clasa 7-a în sus veți avea 3 ore. În prima jumătate de oră este foarte bine dacă aruncați o privire peste subiect, să vedeți dacă aveți neclarități legate de enunț. Iar dacă aveți neclarități legate de enunț, să ridicați mâna și cineva din comisie o să vină să vă răspundă la întrebări. Da? Deci, oficial aveți jumătate de oră pentru aceste întrebări, dar dacă cumva apare o întrebare și puțin mai târziu, să ridicați mâna și să o puneți. Deci, neapărat, acestea sunt doar întrebări legate de enunț și nu de rezolvarea problemei. Da? Vă doresc mult succes și în final vreau să-i mulțumesc unului meu prieten din copilărie și artar primar că
că ne-a susținut în continuarea acestui concurs. Era, nu era păcat ceva ce a început și a mers foarte bine, era păcat să se încheie cu această pandemie. Da. Vă mulțumesc tare mult și mult succes! Mulțumesc! Nu vreau să lungesc această parte foarte tare, dar vreau să vă dau câteva detalii pe care le veți afla și în sălile de clasă de la colegii mei. După ce intrați în sălile în care ați fost repartizați, unii dintre voi, cred că rezultatele la finalul, după festivitatea de premiere, este afișată repartizarea și tot acolo vor fi puse și baremele și subiectele. Bun. Intrat în sălile de examen, de concurs, concursul se desfășoară în cele două corpuri de clădire ale școlii. Colegii mei se află pe holuri, vă vor îndruma spre corpul A și corpul B în cealaltă parte. După terminarea probei, sunteți așteptați la masă, prin grija primăriei orașului Șimleu Silvaniei, toți profesorii, elevii, însoțitorii și profesorii corectori vor lua masa la complexul parohial. Aveți afișată adresa, este ușor de găsit, dar voi o puteți introduce pe GPS, aici în piața Iuliu Maniu, numărul 4. După ce ați servit masa, sper că vremea vă va lăsa să vă bucurați de orașul nostru, de Șimleul istoric, așa l-am numit noi, dar cei care doresc să stea într-un loc plăcut, călduț și unde veți avea activități interesante, sunteți așteptați la CNIPT, adică la Centrul de Informare Turistică de pe strada Stefanos Batori. Aveți de asemenea adresa. Colegii mei vă vor da aceste indicii în sălile de clasă, le aveți afișate și la vizie. După care, la ora 6, sunteți așteptați la festivitatea de premiere la Casa Orășenească de Cultură, aici pe strada Andrei Mureșan. Sunt trei adrese pe care le veți primi și care vă vor facilita, vă vor ajuta să vă orientați mai bine în frumosul nostru oraș, în care vă doresc o ședere plăcută. Mult succes, felicitări domnilor profesori pentru această muncă din tranșee. Mult succes, felicitări și să ne vedem la festivitatea de premiere cu satisfacția lucrului care a fost bifat și care cu rezumatul unei zile în care problemele au ieșit, așa, au fost rezolvate așa cum ați dori voi. Vă mulțumesc și vă poftesc în sălile de concurs. Succes! Mulțumesc pentru aplauze. Vă semn că deja v-ați trezit.